Bună dimineața, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip, să vorbesc mai aproape de microfon, să nu se audă cu prea multe ecou. Ei bine, weekendul acesta, mai degrabă sâmbătă, e luni dimineața când filmez acum că a fost oposit, am fost la Noaptea Muzeelor, prima dată când am participat și eu, dacă se poate spune participat, da, am fost și eu la Noaptea Muzeelor să văd cum e. Pentru cine nu știe, în toată țara, nu știu dacă și restul Europei, dar la noi țară mai mult ca sigur, după cum ați văzut și în presă, Multe muzee au fost deschise până pe la 12-1-2 dimineața, gratuit în mare parte, unele cu bilete da, bilete ieftine și na, da, lumea s-a înghesuit să viziteze. Un sfat pe care vi-l pot da, mergeți cât mai devreme, pentru că cu cât se face mai târziu, cu atât se strânge din ce în ce mai multă lume, pentru că da, sâmbătă seara e la demâna tuturor. Ei bine, eu am fost, am apucat să intru la două muzee cu grupulețul meu vesel și am avut plan să mai mergem și pe la Teatrul Național, dar erau niște cozi, vai de capul meu, mai pusesem pe Instagram pe story, aveți Instagram de descriere, mai puneam la story câte cozile erau și da, nasol. Dar hai să vă povestesc la cele două muzee pe care le-am văzut. Muzeul Gării, Muzeul CFR, Muzeul Feroviar sau cum se spune și Muzeul Militar Ferdinand I. La Muzeul Militar am mai fost acum mulți ani, eram eu micuț, cred că nu știu dacă eram de clasele 1-4 și trageau cu tunurile, au făcut niște, cu niște, simulări așa pentru primul război mondial, pentru al doilea și o voia să-l trepă taică meu. Păi și al treilea ce s-a întâmplat cu el? Era mic, nu știam eu din astea. Dar a fost mișto. Hai să vă povestesc cum a fost la fiecare și de ce am avut în plan să merg în principal la aceste două buze. În primul rând, am făcut să un traseu așa în cap, că mă pricep foarte bine pe organizat chestii, știți asta. Și am ieșit de la metro, de la gară, hai să mergem la muzeul CFR. Din fericire n-a fost o coadă foarte, foarte mare. A fost ghesuială pentru că nu este foarte mare înăuntru muzeul. În principal, mare parte, erau machete. Pentru că dacă era să facă muzeu să te plimbi în el cu alei, să vezi pe acolo la aer liber trenuri și așa mai departe, ar fi fost ceva, dar n-ai unde. Aia e chestia. Și partea tristă este că mare parte din uh, locomotivele și vagoanele pe care ni le arătau acolo în muzeu, machete și ce aveau, miniaturi, sunt folosite și în ziua de azi. Din păcate. Deci în afară de alea pe abur, e cam aceeași tehnologie feroviară. Mai două, trei săgeți albaștri pe acolo, dar în rest cam aceleași trenuri Balaxa și ce modele mai erau. Dar a fost mișto, îi trai acolo în muzeu și aveai ca un fel de cușete, două televizoare post de geam și părea că ești la cușetă cu trenul. La un moment dat, într-o încăpere, ratită mai macheta sau miniatură sau cum vreți voi să spuneți, care reprezenta traseu feroviar, într-o parte era Castelul Bran, munți, depouri. Bă, foarte frumos arăta. Și multe, multe poze, medalii, ingineri, dar macheta aia a rupt. Deci s-au oameni oamenii la acea machetă care era imensă. Deci macheta aia era mai mare decât garsuliera care stau acum. Pe lungime așa, mai lungă decât o sală de clasă, de școală generală sau de liceu. Imensă rău macheta aia și chiar mi-a plăcut. Foarte frumos făcută. Să mă mai ușor pe aici prin poze să văd ce mai am, să nu ratez vreun detaliu. Oricum vi le pun la editat. Da, vă că parte multe machete. La intrare cu bitri în, în muzeu, în curtea muzeului, ai două locomotive vechi, îmi scapă scapă numirea lor, dar locomotive vechi de acum 100 și ceva de ani pe abur. Mai era Joița sau nu mai știu cum se chema un tren vechi cu care puteți să te plimba undeva prin și parcă, dar oricum, mult mai mică locomotivă aia, dar pe abur și te plimba. Multe așa n-au fost la muzeul militar, pentru că nu este un muzeu foarte mare, dar mic, cochet, cum mai vedea anunțul cu garsoniere. Hai să trecem acum și la muzeul militar, -a te vrea cu cel feroviar. La muzeul militar am ajuns repede, este foarte aproape de gară. am prins un exercițiu făcut de o trupă militară, ca să zic așa, făceau, care făceau reconstituiri, reprezentau armata română pe undeva prin secolul XIX, chiar în perioada războiului de independență. Generalul, bineînțeles, capitanul generalul, aveau avea o, avea o ăla de armată. A, am uitat să mai zic o observație de muzeu, de muzeu feroviar. Uh, nu se zicea viteză pe atunci la tren ca de sună telefonul. Nu se zicea viteza maxima a trenului, se zicea iuțeala. Deci era iuțeală, nu viteză pe atunci. Dar reveni la muzeul militar. Deci din start am prins pe băieții mei soldați că făceau exerciții pe acolo, vrteau armele cum să dea cu baioneta. La un moment dat când se tragă, lui, lui s-a blocat arma. Fiind arme, bă, da, din gură, fiind arme vechi, adică zicea generalul, nu că astea sunt de la 1800 și, și sunt cam așa, dar face parte din scenă, face parte din scenetă. Și timp ce se chinuia altul să-i repare lua la arba că i s-a blocat groțul pe țeavă, parcă eram Far Cry 2 cum i s-a stricat arma. Um, începea generalul. Și întrebări aveți? Sunt, de acum vă spun, sunt căsătorit, am doi copii, glume de armată, ce să mai... Și au tras și cu foc, puf, au tras așa, au pus și pe story și după aia am zis, la mulțea 2025, din păcate n-am filmat și când au făcut cu barverii, dădeau așa, charge, vedeau repede cu baionetele au făcut așa culoare, au dat oamenii la o parte prin curte pe acolo, făceau exerciții, hop, oh, foc, toate schemele și apoi soldați la atac și au venit toți viteză așa către oamenii din public să-i sperie. S-au speriat unii, noroc că eu eram mai în spate. Curtea muzeului era în reparații, din păcate, erau numai gropi pe acolo, erau câteva tancuri de formă, dar cred că palea chiar a luat de la vreo bază militară, că, că sunt bune de folosit pentru ce militărie avem noi. Dar foarte mișto exercițiile, cum, gest, cum făceau acolo manevrele cu arbele. Am văzut că erau și fete într-o aia de armată era și un indian, ceea ce mi s-a părut interesant. Și ulterior, da, copiii să-și facă poze, ghesuială, vă dați seama, copiii ce mai fascinați, inclusiv eu. Pentru mine fascinația a fost înăuntru, la muzeu. Că îi trai, cuburai scările, urcai pe altă parte și pe etaj aveai diferite epoci. Întâi aveai Tehnologiile lor de prin epoca de piatră și epoca bronzului cu ce s-au mai descoperit și hărți pe unde erau daci, pe unde erau traci, pe unde erau geți Și ulterior bine vă mai pun niște poze acum pe lângă capul meu văd eu la edita diseară Frumos făcut așa după aia se ajungea în perioada cu dacii aveam uh, o grămadă de statui cu Decebal cu Traian Cu oameni cu lupul dacic foarte frumos fierăriile cum erau pe atunci, topitoriile cum făceau ei armele. Ulterior am ajuns și pe la Evul Mediu. La fel statui cu bihai Viteazu, cu Vlad Țepeș, um, săbii ce se foloseau pe atunci. Dar cel mai frumos când s-a ajuns în perioada aia, războiul de independență și primul război mondial și al doilea. Mai ales la al doilea. Erau MP40, STG, CAR98. 1911, toate armele alea, jbechele din Call of Duty și Wolfenstein și ce jocuri am mai jucat eu erau acolo. Adică eu nu mai trebuia să citesc denumire la armele alea, că le știam, că la cât Call of Duty mai erau la fel. Bunici cu nepoții și bunicii ăia care au făcut armata le ziceau nepoții, uite asta arma cu tare, arma cu tare, MG42. Băi, erau exact armele de Call of Duty acolo. Nu puteam să tragem cu ele din păcate. Dar a fost superb. Tot așa, miniaturi cu tunuri, niște încăperi așa ca reprezentând câpurile de luptă, fie de la războiul de independență, primul război mondial, al doilea, războiul balcanic, au avut și chestii cu războiul balcanic acolo. Foarte multe, mă mai aici pe la pozele astea. Aveau la fel și poze cu tehnologii militare de pe vremea comunismului, adică Kalashnikovul cu buder, clasic, cu bayonetă. Și mă uit pe la pozele astea. Măi, aveau ai noștri niște uniforme. În general, uniformele militare mi s-au părut că arată foarte bine. O uit aici la o poză și văd că... Da, uite, am găsit-o. avem pe aici și niște poze. O să vă arăt și pe ecran. Sper să nu dea de monetizare că e cu uniformă nemțească. Era, e fix cu... Chiar cu boi la ea. În mijloc uniforma nemțească cu arme de acolo, jos medalii cu crucea aia de fier și cu zvastica, în stânga la fel Italia, în dreapta Japonia, o katană pe acolo, adică au fost și toate taberele în partea aceea, dar super mișto. Caleașcă, era și o caleașcă, nu știu dacă am poze pe aici cu acea caleașcă, că era o caleașcă pundeva. undeva. Deci nici măcar eu nu mai știu care poze care, că am făcut o grămadă de poză. Hai că am găsit și cu caleașca regală. Bă, știi ce Rău îmi pare că nu mai este România stat monarh, că aveau niște chestii cu monarhii, mai ales cu regele Ferdinand, incredibile. Dar oricum, super frumos. Deci muzeul militar, nu mă așteptam să fie atât de bișto. Super bișto organizat. Bine, are și bugetul de la apărare presupuși de la Ministerul Culturii, adică, da. Dar frumos, după aia am avut în plan să mergem la Teatrul Național, pentru că n-am funcționat la teatru. Mă rog, am fost la Teatru Țăndărică când eram mic și atât, n-am fost niciodată la un teatru mare, doar la Țăndărică. -am, nu ne aduci pe noi la școală la o scrisoare pierdută, de exemplu, dar nu-i bai. Și nici măcar la Teatru din Urziceni. Mă rog, acolo era clubul sindicatelor, doar ăsta, cum se cheamă, balul bobocilor l-au avut acolo și erau aia pe șeră care, da, concurs de talente și mizerii tipice de bal de boboci, când eram eu un bobocel. Ulterior, cum ziceam, hai să mergem la Teatrul Național, pentru că de cel mai mare teatru din București, probabil. Bă, și era o coadă. Deci coada era atât de mare, se întindea de la teatru, de la intrare de la teatru, până în șosea, până la universitate era coada aia, imensă. Și mai în spate, la inter, dădea unii petre petrecere acolo și cânta aba și cele mai cântau. Mă rog, puse la boxe, nu era formația aba acolo. Oamenii aia petreceau și alții stăteau la coadă. Bineînțeles, când am văzut coada i-am zis ce să stă bă, că închide la teatru până, până ne-ar veni nouă rândul. Așa că hai să mergem în altă parte și am mers la... Unde am mers? Am mers la Ateneu, că nu era departe Ateneu de acolo. Noroc cu cine a mai fost pe acolo ca știut să ne orientăm, să ne orientăm printre străduțe. Eu așa știu să ajung la Ateneu pe calea Victorie, pe partea alătă pe Magheru. nu prea am umblat la viața mea. Raruț am trecut eu pe acolo, da, când e să merg la pas prin centru vechi, eu iau gena pe calea Victorie, că e mai pe scurt. Plus niște străduțe pe unde am eu niște scurtături. Cine a fost pe un live după telefon știa la ce mă refer. Așa că hai să mergem la Ateneu. -ul. Mă, și o coadă la Ateneu? -ul. Fai de capul meu! Întâi era coadă la universitate, acolo, la statuie, la Carol. Mi că Universitatea Carol, întâi dacă nu-i greșesc numele, sau biblioteca, îmi scapă de numire acum. Unde e statuia cu Regele Carol pe cal și cine e pe geam în clădirea acolo se uită fix sub coada calului. Ei bine, o coadă imensă, n-am stat acolo. Hai să mergem la Ateneu, poate, poate. Mă știu când am ajuns la Ateneu. Ateneu e clădirea după bagnota, e 5 lei pentru cine nu știe. Mă când am ajuns la Ateneu, coada așa șerpuită, zigzag, zigzag, serpentine. Fai de capul meu ce e aici. Unde să mai mergem? Hai să mergem la nu mai știu unde am mers. Mai era ceva prin zonă pe acolo, cu expoziție, cu ceasuri de lux. Hai să vedem ce e pe acolo. Ne punem la coadă, nu era o coadă lungă, 50 de metri, am zis, hai se poate. A, ah, nu, stați, înainte de asta am fost și la teatru Notara și acolo coadă, pentru că se făcuse noapte, era 9-10 seara și în unele părți au închis, sau au înghesuit alții pe unde au apucat, pentru că da, când e de probare când e pe gratis, te duci. N-a fost Antipa, n-a fost și Mitiru Belu, Că eu am fost la ambele. Bine, la Belu e gratis oricând să mergi. Numai că fii noaptea muzeelor, bă, are al Și fi și noaptea este... Nu știu că cimitirul Belu e deschis noaptea. Pentru că nu știi, cimitirul Belu este muzeu. Adică ai exponate de peste tot din țara acolo. Și la Antipa, știu că într-un an s-au înghesuit mulți la Antipa, dar la Antipa n-a fost gratis și au făcut o grămadă de bani. Pentru că da, mulți dus sau au mai tors. Au zis, ai, ta la coadă, da, aia plătesc bilet. Și am fost la teatru, bineînțeles, iese o Coană. Ne pare rău, o să mai fie un concert pe la 1 noapte, cine are concertul e cu bilet, cine și-a luat, în rest nu mai prindeți loc. Dar măcar până să fie și doamna aceea, au venit niște fete cu căciuli, cu căciuli, cu peruși portocalii și ne-au dat dose de Fanta. Eu nu beau Fanta, am dat la grupulețul meu doza mea, eu nu beau sucuri. Dacă era o bere, nu refuzam. După aia am mers la chestia aia cu expoziția de ceasuri și cât eram pe trotuar acolo fix, colț, erau intersecții și erau cu spate la stradă, vine altul, și le zice, băi, am fost să-l întreb pe paznic. A zis că ce e pe la colț, nu mai apucă să intre. Și noi eram fix la colț. Ai, ai sotul Am mai vrut să mergem la opera, că la fel mai erau ceva spectacole la opera română. Nu mai știu, că era o operă vie sau cum se scapă, cu se chema. Nu mai știu, eram chiar una ora aia. Ținea până la 3 dimineața. Vă mâncava și... Cea mai mare coadă acolo a fost, că a ținut până târziu și am zis, ok, nu mai merge nicăieri, merge la anul și merge de dimineață. Și a fost și la operă și... Da. Dar măcar am prins muzeul CFR și muzeul militar, adică preferatele mele. Mă rog, cu trenul nu prea am mers la viața mea, dar prin aia pe la gara mai trecut așa. Am neamuri care stau în zona aici. și nu faceți glube că am neamuri și pe acolo. Uh, muzeul militar, pasiunea mea, șutere, bă știți, mă joc of Duty, bă joc multe jocuri vechi. Bă, sau, sau mă rog, jocuri bazate pe al doilea război mondial, sunt cele tematicile mele preferate. Și da, vă frumos ce să zic, vă recomand și vouă, dacă vreți să mergeți la anul la noaptea muzeelor, mergeți cât mai devreme. Știu că muzeul militar s-a deschis devreme. Mă rog, au mai fost case memoriale pentru diferiți autori, scriitori, dar nu a fost nici pe domeniul meu. Fiind și mici în suprafață, nu încă pe atâta lume, măcar la muzeul militar a intrat lume multă. Și la anul, până la anul să sperăm că ei rezolvă cu renovările alea din curtea aia, din spate de la ei. Pentru că acolo aveau corturi, tancuri, multe așezate. Țin o minte de când eram mic. Acum timpul trece, ce vreți. Um, cam asta ar fi videoclipul acesta. Sper că v-a plăcut. Lăsați și voi un like să ajutăm algoritmul acesta. Vă cer și eu un like. Dacă nu v-ați abonat, puteți să vă aborați, nu vă costă absolut nimic. Aveți exclusivități pentru membrii și da, apăsați și pe clopoțel pentru că urmează să facem live-uri acum pentru că avem Digi. Trebuie să iau o placă de rețea să am și o gigabyte de download și de upload, 500 sau cât o fi. Și da, ne punem serios pe treabă. Scuzați-mi lumina, aveam un ring light, dar nu-l mai găsesc, vă printre bagaje. Ori l-am uitat unde am stat, ori l-am dus la țară fără să-mi dau seaba. Și acum stau cu becul aprins Ziua ca să mă văd bine Asta e, astea sunt condițiile noastre Sper că nu m-am auzit, auzit, cu ecou Pa data viitoare! Ciao, les tuturor